Da, aici și ai leacuri și discândi și pentru oameni încăpățânați și neascultători de mine. Păi și cum faci? Păi mă aprochid ei, bag un pai în sticluță și îl umpi frunte, că de acolo îi vine înțelepciunea. Și dacă i-am turburat mintea, de acolo înainte nu mă aneu. Păi bine, bine. Și ei nu-și dau seama? Păi nu își dau seama că nu-s atenți, că dacă ar spune tot timpul rugăciunea minte, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, eu nu m-aș putea apropia de ei. Dar ei cum pierd rugăciunea asta de foc, eu am venit lângă dânsă și să-i mei sănătate din munții Pădurea Neagră, mai Mitrița, de unde izvorăște Dunărea cu trei izvoare, slavă lui Dumnezeu. Și uite așa și zăpășesc toată pustia, pe unii duc în lume, pe unii duc la păcat, pe unii duc la vrajbă, pe unii duc la ură, pe unii duc la curvii, pe unii duc la patim, pe unii duc la căderea cu mintea, pe unii duc la înălțarea cu mintea, pe unii le arăt vedenii false, pe unii înșel și duc și nenorocesc și le fac tot felul de rele. Păi și ce ai să faci, măi, demoni urât și ești un vechit în rele, când o să se termine toate ispitele astea, că o să le înveță călugării și o să ferească de ele. Ei, Părinte Antonie, Părinte Antonie, eu știu că tu mă ispitești, dar dacă Dumnezeu m-a legat să-ți răspund, eu îți spun că oricum n-ai să pricep tu tot ce spun eu, că și tu ești om, eu am fost înger. Eu mă aproc așa discret de dânsul și când văd că nu prind eu ispit, amestec două sticluțe între ele și fac ceva nou și îi pun în frunte și tot voia mea o face. Păi zici și te chinui mult? Păi nu mă chinui mult. Cu unii aștept un an, cu unii aștept doi, cu unii aștept 3, cu unii aștept 4, cu unii aștept 5, cu unii aștept 6, cu unii aștept și 20 de ani, cu unii aștept și o viață întreagă. Dar important este că l-am doborât, că dacă nu-l dobor, eu când mă duc în iad dau socoteală, că n-am făcut treabă cum trebuie. Și zice, cum proședați? Păi zice, înainte eram nepriceput. Le spuneam că nu există Dumnezeu, că nu există rai, că nu există iad, că degeaba să ne voiesc, că astea sunt credințe învățate de oameni, inventate de călugări, inventate de preoți, ca să ții lumea în frâu. Păi și ai avut succes. Ei, am avut succes, dar când îmbătrânesc oamenii și eu bolile, durerile și neputințele, tot se întorc la Dumnezeu și eu prăpădesc din trânsă. Păi și alte fel cum faci? Păi mai fac și altfel, zice. Le-am spus că este și Dumnezeu, le-am spus că este și rai, le-am spus că este și iad. Da, merge și o leacă de băutură, da, merge și o leacă de țigară, merge și o leacă de curvii, merge și o leacă de dizmăți, merge și o leacă de lenii. Viața e tânără, omul trebuie să trăiască, omul trebuie să se simtă bine, omul trebuie să simtă că trăiește wow, omul trebuie să se simtă fericit, omul trebuie să se simtă bucuros, omul trebuie să trăiască viața la justa plăcere, la justa valoare, trebuie să simtă. Repet, în momentul respectiv, când văd că nu merge nici așa, că și aici mulți își dau seama că eu i-am mai tras pe sfoară, vin și amestec sticluțele între ele și vin cu un nou leac. Se numește amânarea. Amânarea lucrului bun. Când îi copchile, îi spun că trebuie să se joace. Când îi tânăr, îi spun că trebuie să-și simtă tinereța. Când începi să devină adult și mai major, așa, încep să-l bagă în păcate și în dezmățări, că na, nu trebuie viața trăită, și o leacă de club, și o leacă de horă, și o leacă de bal, și o leacă de discotecă, și o leacă de trai bun, și munte, și mare, și călătorii, și îl duc peste tot și după aia repede îl pun să adună bani. Trebuie să aibă mașină bună, trebuie să aibă casă frumoasă, trebuie să ia soție bună, trebuie să umble din femeie în femeie ca să o găsească pe cea mai bogată și mai potrivită. Și după ce am făcut toate astea, lăhăm la creșterea copiilor. Casa verii copiii școală, casa verii copiii școală, casa verii copiii școală. Și n-are timp săracul, că na, îi prins cu lumea, trebuie să se alături lumii și să facă ale lumii. Și înșelii din urmă, zice, mă apropii ușor și îi spun, omule, acum trebuie să te bucuri de nepoță, asta e bucuria familiei. Păi dacă ai ajuns tu să-ți vezi nepoță și n-ai timp să te ocupi de ei, și stă și crește nepoță, și plimbă nepoță, și duce nepoță, și aduce nepoță, și
Iar stă acasă și iar nu faci nici. Și pe la 70 de ani începe să le iei boli. Și spun, dar știți, cauți în biserică, că e frig. Cum să stai atâta la slujbă închișoare? Cum să pierzi atâta tu vremea cu poveștile popești, când tu poți să asculti slujba și de acasă, poți să te rogi și în casa ta? Și îl țin acasă până îmbătrânești din. Iar când nu mai poate de tot, îi spun, vezi, toată viața ta ai pierdut timp. Ai adunat numai pentru trup. Ai trăit numai pentru tine. Pentru suflet n-ai făcut nimic. Știi că te așteaptă iadul? Știi că de acum pleci? Și-ar vrea să se apuce, dar nu-l lasă copiii. Tată, ești bătrân și biserică trebuie. Tată, ești bătrân și postă trebuie. Tată și mamă, ești bătrân și rugăciune trebuie. Și te-o pălit amu credința, te-ai fanatizat, te-o spalat cineva pe creier și te-ai îndobitoșit. Să nu-mi spui că ai luat-o aiurea, să nu-mi spui că te-ai izolat, să nu-mi spui că ai început să o iei aiurea. Și zici, câți câștigi cu amânarea? Sănătatea, America, Raim. Și câți câștigi cu amânarea? Cu darul lui Dumnezeu, băi Antonia, am câștigat toată planeta creștinească. Nimeni nu mai face dimineața rugăciunii. Nimeni nu mai face seara rugăciunii. Nimeni nu-și mai bate cap cu postul. Nimeni nu mai stă la liturghie. Nimeni nu mai ascultă cuvântul Dumnezeu. Pe nimeni nu mai interesează învățătura. Pe nimeni nu mai interesează mântuirea. Pe nimeni nu mai interesează viața de dincolo. Pe nimeni nu mai interesează raiul și iadul. Știi ce spun oamenii? Ce-a faci? Toată lumea îi faci și eu. Când i-a merge toată lumea, mă-i duci și eu. Și nu trebuie să știi cineva și în iad și scrii univa că îți duci neapărat în rai. Și ai să faci acolo. Nu te plictisești, stă-n toată ziua în rugăciunii. Și în felul acesta zice, știi cum cad creștinii? Cum cad fulgii de zăpadă când viscolește afară. Așa i-a trag eu pe toți în iad și nu-i mai poate scoate nimeni. Dar și este biserică, este parastas. Și cine să le facă parastas și cine să-i pomenească la biserică. Că eu mă duc repede acolo și cum vreau unul să facă un colac și o colivă, îi spun, băi, dar și ești prost, mortul mănâncă. Ai văzut tu să mai întoarcă cineva dincolo? Ți-o spus ție cineva și acolo? Ți-o spus ție cineva și se întâmplă în iad? Ți-o spus ție cineva și se întâmplă aici? Astea sunt prostii popești să trăiască preotul minivez în zi treabă. Și tu nu poți dai o pâine de pomană și tu nu ești milostiv? Uite, fă o mâncare și cheamă cineva să mănânce. Și fac într-așa fel ca unul să nu se apropie de parastas, fac în așa fel ca unul să nu se apropie de proscomedie, fac în așa fel ca unul să nu se apropie de liturghie, ca unul să nu fac o pomenire. Că morți odată și-au murit, nu mai au nevoie de nimic. Astea sunt prostii și povești. Ai plecat, ai trăit, s-a terminat. Și zice, și de ăștia câștigi mulți, îi plin pământul. Unde te duci, ai să auzi numai că popa-i hoț, unde te duci, ai să auzi că preoță fură, că preoță slacumi, că preoță înșală. Și i-am rupt și de biserică și sunt mulțumit de reușita mea, Antonie. Și Antonio a început să plângă și a zis, Doamne, cum poți tu lăsa o neam omenesc chinuit de dihania asta care nu te-a ascultat și a făcut atâta rău în cer? Antonie, legătura mea cu omul am lăsat-o prin dumnezeiasca rugăciune. Dacă omul ar zice o singură dată în zi, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mi pe mine păcătos, eu nu l-aș trece cu vederea, dar omul nu mă cheamă. Râde, face glume, mă hulește, mă ia peste picior și nici nu știe cine sunt. Că dacă oamenii ar ști cine sunt eu, Dumnezeul lor, și cât bine le vor eu lor, ei tot s-ar îndrepta și s-ar pocăi. Dar pentru că nu-i interesează cine este Dumnezeu, ei nu-și mai bat capul cu această problemă. Scriptura e veche și e grea de citit. Evanghelia e plictisătoare și plină de restricții și atunci oamenii preferă să se întărească cu bioenergia, cu cristaloterapia, cu radiestezia, cu reiki, cu yoga. Au ei cu ce se ocupa, le dă dracu alte lucrări mai mari decât acestea, cu care îi atrage și îi duce în tot felul de curente și învățături greșite, dar eu le-am spus doar atât în Evanghelie. Oricine cere ceva în numele meu, dacă cere cu credință, primește. Nici nu trebuie să roage, că eu deja știu ce trebuie și îi dau. Cel ce vine la mine, eu nu-l voi da afară. Eu n-am venit să judec lumea, doar să o mântuiesc. Eu nu vreau moartea păcătosului, ci doar să se întoarcă și să fie viu. Și spune Domnul Hristos, cine nu-i cu mine, e împotriva mea. Dar, dacă este cineva care mă iubește, acela păzește poruncile mele.
Iar eu cu tatăl meu venim la el și ne facem locaș în el. Și dacă am să ajung sănătos mâine dimineață, când ne-am vedea iarăși sănătos, o să vă povestesc despre un cioban din Constantinopol, care avea mai mari rugăciuni ca Sfântul Pafnutii din pustie. Și poate am mai povestit-o vreodată despre un călugăr care stătea undeva izolat peste un părău sec și a ajuns să fie făcător de minuni. Pentru ziua de astăzi, consider că cuvântul de învățătură a fost convingător. Nu beți din sticluțele diavolului încercări și ispitiri ieftine, prin care lenea, nepăsarea, trândăvia, amânarea pravilei a canonului, a pocăinții și a actului de mântuire, să ne lipsească pe noi de Dumnezeu cel viu și veșnic, să ne lipsească de veșnicia fericirii Raiului și de împărăția lui Dumnezeu. Harul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu al său har. Da, asta e chiar reușită, în special credința și împărtășirea cu Sfintele Tainii, care ne sunt trei și așa este. Să vă blagoslovească, să vă păzească, să vă umple de binecuvântare cerească, sănătate și iertare de păcat. Și ce dacă ești țigan, ești om, frate, eternu cu prostiile. Toți avem suflet. Orice om de pe planetă se mântuiește. Să vă dea iertare, îngeri păzitori, să vă ocrotească, să vă ferească de tot rău, de toată boala, de toată neputința. Să vă dea bisericii sale în orice vreme și în orice loc, frumoși, întregi și sănătoși, binefăcând și binelucrând poruncile lui Dumnezeu. Îngeri păzitori, să vă blagoslovească și să vă ocrotească masa, casa, holdele, dobitoacele, pruncii voștri, toate lucrurile voastre, în toată vremea și în tot locul. Amin, 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 amin.